Peste un milion de turiști străini au venit în România în primul semestru al anului, cheltuielile acestora ridicându-se la 2,76 de miliarde de lei, potrivit unui raport al Institutului Național de Statistică. Mai mult de un milion de turiști străini au venit în prima jumătate a anului în România. Un raport al Institutului Național de Statistică arată că turiștii nerezidenți sosiți în România au cheltuit în medie 2527 de lei pe persoană. Principalele motive pentru care străinii au ajuns în țara noastră în 2016 sunt afacerile, conferințele, cursurile și expozițiile, dar și vacanțele sau evenimentele culturale sau sportive. Principalul motiv al sejurului petrecut de turiști în România l-a reprezentat afacerii. Participarea la congrese, conferințe, cursuri, târguri sau expoziții. 59% din numărul total de turiști nerezidenți. Cel de-al doilea motiv al sejurului petrecut de nerezidenți în România l-a reprezentat călătoriile în scop particular, cu 41% din numărul total de turiști nerezidenți. Călătoriile în scop particular includ călătorii pentru vacanțe, cumpărături, evenimente culturale și sportive, vizitarea prietenilor și rudelor, tratament medical, religie, tranzit și alte activități, se arată în raport INS. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, în 2016, numărul turiștilor a crescut cu peste 100.000 de persoane, iar cheltuielile cu 18 milioane de lei. Potrivit INS, în semestrul 1-2015, numărul de turiști a fost de 975.000, iar cheltuielile acestora s-au ridicat în total la 2,58 miliarde de lei.